Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Așadar, vrei să îți recâștigi relația cu fosta sau fostul? Încă ai sentimente pentru el sau ea și orice ai face, nu poți să le faci să dispară. E o situație mult mai comună decât ai crede, aceea în care o relație ajunge la sfârșit dintr-un motiv sau altul și unul dintre parteneri nu poate asupri sentimentele, nu le poate ascunde și nici nu poate găsi pe altcineva căruia să îi le ofere și își dorește să reînceapă relația trecută. Ei bine, în videoclipul de astăzi vom vorbi despre ce poți face tu ca să te împaci cu fosta sau fostul și îți voi spune ce fel de șanse ai în funcție de situația în care te afli. Hai să vedem despre ce e vorba. Deci, ce poți face tu și ce șanse ai să te împaci cu fosta sau fostul și să reclădiți relația pe care ați avut-o cândva? Ei bine, răspunsul vine în funcție de modul în care v-ați despărțit. Te poți afla într-una din următoarele trei situații, prima fiind cea în care tu ai pus capăt relației, a doua în care a fost ceva de comun acord să încheiați relația și a treia în care partenerul tău a încheiat relația. O să luăm fiecare situație în parte, începând cu prima, cea în care tu ai pus capăt relației. Ei bine, în această situație ai cele mai mari șanse să redobândești relația. Asta pentru că tu ești cel care a inițiat despărțirea, nu partenerul tău, poate el încă are sentimente pentru tine și nu-și dorea să vă despărțiți. Ca să te împaci cu el sau ea, trimite-i un mesaj în care ești 100% sincer. Asta înseamnă să îi spui de ce te-ai despărțit de ea, care au fost problemele și cum crezi că ar putea fi remediate, ce ai putea face și tu mai bine și de ce crezi că relația va merge pe viitor. Acum, cel mai bine este să vorbiți aceste lucruri față în față, dar pentru a ajunge în punctul ăla e nevoie să-i trimiți prima dată un mesaj cu motivul mesajului pentru a vorbi despre relația dintre voi și să o întrebi sau să-l întrebi dacă și când vă puteți întâlni. În cazul situației cu numărul 2, cea în care v-ați despărțit de comun acord, sunt șanse cam la fel de mari ca în prima situație să vă împăcați și trebuie să procedezi în același mod ca să vă împăcați, adică să fii sincer și deschis cu ea, să-i spui care au fost problemele dintre voi și ce ați putea face pe viitor ca relația să funcționeze. Bun, acestea au fost primele două situații în care te poți regăsi, situațiile mai ușoare în perspectiva împăcării. Dar vine a treia situație, cea în care ai fost părăsit de partenerul tău, situație mai dificilă și cu șanse mai mici de reușită de împăcare, situație în care cei mai mulți oameni suferă. Suferi pentru că tu ai fost cel părăsit, tu ai fost cel dezamăgit și poate că nici nu-ți doreai să vă despărțiți. Dar totuși, ce poți face ca să îți recâștigi partenerul? Ei bine, am să încep cu ce să nu faci prima dată și anume să nu fii disperat sau disperată, să nu te rogi de partenerul tău să se întoarcă la tine. Trebuie să înțelegi și să pleci din start cu ideea că nu poți ține pe nimeni lângă tine cu forța. Dacă v-ați despărțit de curând, sub nicio formă nu trimite mesaje de genul: mi-e dor de tine, te rog, întoarce-te la mine, de ce te-ai despărțit de mine? Stop! Relaxează-te, respiră, trage aer în piept și fă un pas în spate. Nu mai trimite mesaje de disperare. Astfel de mesaje nu te vor ajuta cu nimic, mai degrabă vor înrăutăți situația și îl vor îndepărta și mai tare de tine. Trebuie să îi oferi spațiu. Dacă doar ce v-ați despărțit, nu face tu primul pas către împăcare. Nu încerca să te împaci cu el sau ea imediat. În schimb, cea mai bună metodă pentru a-ți face fostul sau fosta care doar s-a despărțit de tine să te dorească înapoi este să te focusezi pe tine, să te concentrezi pe ce ai tu de făcut. Să-l determini pe el sau pe ea să se întoarcă la tine, să vină să vă împăcați. Nu să faci tu primul pas către împăcare dacă tu ai fost cel părăsit. Trebuie să-l faci să regrete că te-a părăsit, să te focusezi mai mult pe persoana ta, pe aspectul tău fizic. Poți merge la sală, poți mânca bine, poți retușa micile defecte pe care știi că le ai. Dezvoltă-ți interesele, pasiunile și postează-le pe internet, pe Instagram, ca să vadă ce a pierdut. Și asta e cea mai bună metodă ca să-ți faci fostul sau fosta să regrete și să se întoarcă la tine. În situația asta cu numărul 3, cea mai bună șansa ta este să îl faci pe cel care te-a părăsit să facă primul pas către împăcare, nu să faci tu primul pas care ai fost părăsit. De aceea sunt șanse mici de reușită să reintri în contact cu fosta sau fostul care te-a părăsit și să încerci să-l convingi să se întoarcă la tine. Te-a părăsit pentru un motiv și dacă tu nu te-ai schimbat cu nimic și nu ai avansat în ochii lui,
șansele sunt să nu-și dorească să se întoarcă la tine. Acum vreau să-ți spun niște lucruri pe care probabil trebuia să le spun la început, și anume, nu încerca să te împaci cu nicio fostă sau niciun fost dacă se află deja în altă relație, dacă te-a înșelat în trecut sau dacă ați avut o relație toxică în care vă plafonați unul pe altul. Și pe lângă asta mai vreau să spun că nu merită niciodată să te întorci într-un loc rău doar pentru că te simți singur sau pentru că ai nevoie de afecțiune. Și mai vreau să te gândești dacă fostul partener e chiar atât de important pentru tine. Pentru că eu înclin să cred că nu. Am spus-o și o să mai spun. În adolescență o să întâlnești o grămadă de oameni mișto cu care vrei să îți petreci timpul și cu care poate să-i face relații. Dar, deocamdată, nimeni nu e mai important decât tine. Nu merită să suferi pentru nimeni atât de mult în perioada adolescenței, pentru că relațiile de atunci nu tind să treacă testul timpului. Sunt șanse foarte mici ca o fată pe care o întâlnești la școală sau la liceu să îți devină nevastă, să te căsătorești cu ea. Sigur, poți avea sentimente și e greu să le controlezi, dar fii mereu conștient de chestia asta, fii mereu conștient că relația respectivă s-ar putea să nu dureze și astfel eu cred că vei deveni mai puțin naiv și vei suferi mai puțin atunci când treci printr-o despărțire. Și pe lângă asta, poate că nu ți-e chiar atât de dor de fostul partener pe cât crezi. Poate doar îți e dor de sentimentele și de momentele pe care le-ai trăit alături de el. Dar asta nu înseamnă că nu poți trăi astfel de momente și cu altcineva dacă treci peste. Știu că ți-e greu să treci peste fosta sau fostul. Am fost și eu acolo, știu cât de greu e. Doar că se zice că timpul le rezolvă pe toate și așa e. E nevoie de timp ca să se reducă din intensitatea sentimentelor pe care încă le ai pentru fostul partener. Dar asta nu înseamnă că vor fi acolo pe vecie. Dacă te-ai gândit bine și totuși nu poți scăpa de sentimentele pentru fosta sau pentru fostul, metodele pe care ți le-am oferit în acest video, după părerea mea, sunt cele mai bune. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog mă să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă care necesită ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă pot suna sau îmi poți da mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam la 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!